Bună ziua, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem astăzi oaspeții Colegiului Tehnic Henric Oandă din Târgu Jiu. Bună ziua! Bine ați venit la Colegiul Tehnic Henric Oandă. Vorbim cu doamna profesoară Marcela Mrejeru, directorul acestei instituții de învățământ, și la fel ca anul trecut am poposit pentru o zi în acest liceu foarte important al Gorjului. Suntem într-o perioadă foarte agitată la nivelul școlilor. E vorba de bacalaureatul care practic a început cu examene de competență. Vine bacalaureatul clasic și sunteți și centru de examen. Urmează după aceea admiterea în liceu și tot așa o ținem practic toată vara. Ce ne puteți spune despre aceste evenimente în derulare? Este adevărat că va fi o vară fierbinte, cum se întâmplă să fie în fiecare an în învățământul gorjan și nu numai învățământul gorjan, în învățământ în genere, pentru că se adună toate examenele, da? Fie de evaluare națională, fie bacalaureatul, titularizare, definitivat, și suntem prinși în aceste examene. Dar cel mai important lucru pentru fiecare școală și în deosebi pentru colegiile acestea tehnologice este realizarea planului de școlarizare pe care noi ni l-am propus, pentru că până la urmă supraviețuirea acestor școli tehnice constă tocmai în acest lucru. În acest sens, noi am încercat să oferim o paletă mai diversificată pentru meserii și am îndrăznit să propunem o clasă de profesională. Este un lucru deosebit, este vorba de clasa pe domeniul tehnic IGI, vopsitori auto, jumătate sudori. Cel mai important lucru este că ea s-a și realizat până acum. A existat o perioadă, în prima etapă de înscriere, noi am avut mai multe cereri. Ne bucură acest lucru și ne dă speranțe că, de fapt, am un optimism, să zic, destul de mare, așa, în sensul că aș putea face a doua clasă de profesională, de școală profesională, și este un lucru bun. Înseamnă că părinții au realizat că este extrem de important pentru copiii dumnealor să înveți o meserie. Părinții au realizat că nu toți suntem de la Dumnezeu lăsați cu aptitudini pentru a învăța foarte bine. Unii au calități în domeniul acesta al deprinderilor manuale și atunci sunt buni meseriași, și este un lucru extrem de important. Îi felicit pe părinții care au realizat acest lucru și care consideră că este bine pentru copiii dumnealor să învețe întâi de toate o meserie. Ca o paranteză, vorbim acum cu profesorul de istorie, nu toată lumea e făcută să poarte mapa, cum se spune. Este foarte adevărat. Nu toți ar trebui să vrem să fim cu studii superioare, pentru că de la Dumnezeu suntem lăsați diferiți. Unii au mai multă capacitate de a înțelege și a învăța, alții au mai multă capacitate de a avea abilități practice, de a face lucruri practice. Ca atare, fiecare are câte ceva, are o calitate. Și părinții care au înțeles acest lucru, că este important pentru copiilor, pentru cei care nu pot să învețe carte, să aibă măcar o meserie. Nu întâmplător am deschis acest interviu cu școala profesională, cu clasa profesională, pentru că puține unități din Gorj au acceptat să facă clase și mai puține au completat locurile. Cred că sunteți... Da, foarte, suntem între norocoși. Două sau trei licee care au reușit să completeze clasa de școală profesională și iată, aveți solicitări să puteți face chiar pe a doua. Este foarte adevărat. Asta înseamnă însă că aveți și baza materială cu care să organizați aceste clase. Avem și baza materială și resursa umană necesară pregătirii copiilor în acest sens. Noi ne-am propus această clasă în condițiile în care avem cel mai bun atelier mecanic pe mecanic auto și pe tehnic IGI, vopsitori auto, din județ.
Suntem în această locație. Da, tocmai asta vreau să spun, că am preferat să facem acest interviu chiar în atelier. Bine, ne-am vorbit cu domnul Maestri să ne lase pentru o perioadă, că se lucra aici. Se lucra aici, exact. Da, deci practic am făcut, nu știu dacă e cea mai bună idee ca să-i înlăturăm pentru o oră din el, dar cred că ar fi fost mai bine să fim în atmosfera aceasta de lucru, în acest cabinet până la urmă. Până la urmă atelier, este un atelier mecanic foarte bine dotat. Avem elevatorul care, știți foarte bine, ridică mașinile, se umblă pe sub mașini. Avem simulatoare electrice, tot felul de simulatoare. Avem cabinet de legislație auto. La etajul 1 avem cabinetul de legislație care completează acest atelier. Acolo se fac orele de legislație pentru că, așa cum se știe, la sfârșitul ciclului de școală profesională copiii obțin permisul auto. Da, tocmai asta vreau să vă întreb, poate și din faptul că am fost și anul trecut oaspeții dumneavoastră. Eram întrebați pe site-ul ENSA TV dacă o să ajungem să filmăm la Liceul 5, dacă mai rămâne, toată lumea știe tot de Liceul 5, iar dacă este e vorba de Este foarte bine Ericoan, că știe de Liceul 5, să ne cunoască tot așa. Ne întrebau dacă a rămas varianta cu obținerea permisului auto. Ați răspuns practic la această... Deci am răspuns și este un lucru pe care trebuie să-l știe și părinții, dar și colegii noștri care poate încearcă să ne saboteze. Sunteți așa, în concurență practic, și normal, licee, e normal, dar niciodată n-am spus decât lucruri care există. Nu putem spune ceva ce nu putem face. Ca dovadă că sunt copiii care termină și care vin și povestesc. Până la urmă este foarte important. Alături avem și cabinetul de sudură, pentru că ne-am propus și o jumătate de clasă să fie pe sudură. Ambele sunt pe același domeniu și ca atare se putea. Și sunt meserii extrem de căutate pe piața muncii, sunt firme particulare care caută chiar cu disperare acum asemenea salariați, pentru că cei bine calificați unii au plecat afară sau din diverse motive nu profesează sau nu mai sunt efectiv specialiștii respectivi, e nevoie de ei. Da, vă spun sincer că împărțirea aceasta și jumătatea aceasta de sudori am făcut-o tocmai la o astfel de propunere. Cineva a venit și mi-a solicitat dacă am 5 elevi pregătiți pe domeniul acesta. Pentru că de multă vreme s-au scos școlile acestea profesionale sau școala de arte și meserii, n-am mai avut acest profil și ca atare am zis, iată un lucru. Bun, atelierul există, avem bază materială, avem colegii ingineri care sunt pregătiți pe domeniul respectiv, deci putem cere și jumătate sudori, lucru care s-a și făcut și, așa cum am spus, cu siguranță, deci am acest optimism necesar să sper că vom face a doua clasă. Da, trebuie spus că, practic, activitatea de la Colegiul Tehnic Ericoandă s-a schimbat în ultimii ani, e mult mai dinamică și asta se vede inclusiv în numărul de copii admiși de la un an la altul, ei au crescut și iată, acum aveți școala profesională, chiar puteți să faceți mai mult decât v-ați propus inițial, însă oferta nu se oprește aici. Oferta nu se oprește aici, am început cu școala profesională pentru că este elementul de noutate și ca atare acesta a prins mai repede. În ceea ce privește liceul, noi avem, din nou am obținut o clasă de mate info, este un lucru foarte important, avem o clasă de mate info, tot așa, bazându-ne pe ceva, pe existența unei baze materiale deosebite, dar și pe profesorii calificați pe care îi avem în acest domeniu. Mai avem o clasă de mecanici auto, deci pe liceu, care vin pe mecanici auto, protecția mediului, a treia clasă, resurse și protecția mediului, și de asemenea operator tehnică de calcul, cea de-a patra clasă de liceu. Eu zic că avem o ofertă diversificată. Și, în genere, copiii vin pe protecția mediului, există solicitări, pe Mate Info, deci, iată, avem această posibilitate pentru copiii care doresc să intre la Mate Info și nu reușesc la Tudor Vladimirescu sau la Ecaterina Teodoroiu, care sunt, sau Spiru Haret, care sunt colegiile naționale care au alte, da. Și dacă nu reușesc acolo, pot să-și pună a doua opțiune, Colegiul Tehnic Ericoandă, Mate Info, și atunci cu siguranță vor intra, pentru că mediile sunt un pic mai mici,
față de colegiile acestea naționale. Evident că acesta este un atu pentru noi. Pe undeva însă aceste profile, și nu pe undeva, ele sunt în lunga tradiție a liceului 5, tot vorbeam mai devreme, pentru că vin cumva în specializările care le-au avut, apropo de mecanică. Sigur, trebuie să și păstrăm celelalte. Aceste da. Specializări. Deci oamenii știu, eu am terminat acum 20 de ani la liceul 5. Exact. Și există, așa cum există la Tudor Vladimirescu sau la Ecaterina Teodorescu, cu siguranță există oameni care își dau copii, vreau pentru să vină la liceul 5. Da. Da, și au terminat acolo și știu, și de multe ori și profesorii, dacă nu s-au schimbat generația, dar în același timp știu că au ieșit meseriași buni din liceul respectiv. Să știți că practicile noi le facem în mare măsură în atelier, pentru că se lucrează efectiv. Mă mai întreabă colegi unde faceți practica. Mai facem și în locațiile în care avem noi convenții de parteneriat cu diverse firme. Facem și acolo, dar grosul și munca, avem de muncă. Grosul și munca o facem în atelierul școală, se lucrează și în atelierul de sudură, se lucrează și în atelierul mecanic. Avem la etaj operator tehnică de calcul, adică avem efectiv unde să facem practică, putem dezmembra calculatoare, pot domnii profesori să le arate copiilor tot ceea ce este necesar. Da, dacă deci aveți atât pe partea, pe latura practică a profilor care se cer ateliere, se cere practică, da. Dar aveți o dotare foarte bună și pe partea teoretică, mă gândesc la matematică, la informatică. La Mate Info, da, noi avem sau trei. Chiar protecția mediului. Protecția da. Mediului. La Mate Info avem un cabinet ultramodern pe informatică. Mai avem două cabinete, e adevărat, pe care am început să le modernizăm. Anul acesta am achiziționat câteva calculatoare noi, sunt vechi și ca atare ele trebuie schimbate. Problema noastră este că, știți foarte bine, nu putem achiziționa legislația este așa cum este. Adică, până la urmă, ar trebui să ne lase cumva să ne dotăm, dacă alții nu ne pot dota, să ne lase să ne dotăm singuri, numai că... Bine, sunteți în situația fericită în care vă puteți autodota, să spunem așa, ne putem deci aveți autodota. anumite resurse, în timp ce sunt foarte multe școli care nu au aceste resurse, deci n-ar fi posibil nici să, chiar nu au banii necesari da, ca corect. Să poată chiar face chiar de-ar vrea n-ar lucru. Putea. Noi avem banii necesari, însă suntem cumva limitați de legislația care există și încercăm să păstrăm lucrurile normale. Da, am vorbit de dotarea acestui liceu, una, am putea spune, impresionantă, raportat la alte licee din Târgu Jiu. Deci aveți, practic, acoperiți o paletă largă de laboratoare, cabinete, ateliere. Ateliere, da. Deci, cei care vin aici, elevii, pot să-și găsească locul fără nici cea mai mică problemă. Sigur adică la standarde chiar înalte. Pe de altă parte, aveți și resurse umane, spuneați înainte de începerea acestui interviu, care vă dă dreptul la să sperați la mai mult, cum la s-ar mai spune. Mult, exact. Deci, practic, există o corelație echipă, între da. Baza materială și cea umană. Sigur, ce le puteți da. Spune despre asta? Există o echipă destul de bine coagulată așa, la nivelul colectivului de cadre didactice. Toți lucrează foarte bine. Fie pe catedre, fie individual, dar mai cu seamă în uniți, așa, la nivelul școlii. Profesorii sunt, toți au gradul 2. Mai am 2 profesori cu gradul 2 și intrăm în rândul celor cu gradul 1. Deci nu avem, da, este într-adevăr o resursă umană la înălțime, adică profesorii noștri sunt cu gradul. Și aveți chiar și cu doctorat. Și avem chiar și cu doctoratul. Este adevărat că nu are legătură cu prea mult cu profilul liceului doctoratul, dar încercăm să le facem. Da, da, apropo de că sunteți unul dintre cei care aveți doctoratul la acest liceu, și istoria se predă la acolo. Și istoria se predă și copiii sunt pasionați mai cu seamă de poveștile de istorie sau de poveștile istorie locală, mai ales îi interesează mai mult decât ceea ce este în manualul școlar. Poate într-un alt cadru, cu ocazia altei emisiuni, poate discutăm cu chestia asta, că s-a
prea specializat istoria, adică încercăm să facem practic oameni de știință la materia istorie, în loc să facem efectiv ca elevii să rămână, să rămână cu ceva, cu acea cultură generală despre care vorbeam. Mergând mai departe, spuneam că suntem în fața unor provocări și una dintre ele ați lansat-o practic de la început și v-ați și concentrat pe ea în ultimii ani, e vorba de admiterea în liceu. Ca să faci admitere, însă trebuie să vorbești puțin și de finalizarea liceului și sunteți printre liceele în care examenul de bacalaureat n-a fost o catastrofă. Știm că în județ și chiar în țară, liceele tehnologice au avut o mare problemă referitoare la finalizarea liceului cu bacalaureatul. Cum a fost situația la dumneavoastră? Anul trecut am avut o situație fericită față de alte licee tehnologice din județ și din țară, nu mai spun. Așa cum a spus și noastră, procentul a fost extrem de mic la nivelul țării, dar noi ne-am clasat undeva peste 34%, ne-am dus apoi cu cele din toamnă la 45%, este un lucru foarte bun. Spre jumătate, așa am fost totdeauna și este un lucru bun să ne menținem. Este un lucru de normalitate până la urmă, că aceasta este situația concretă. Da, și aveți unii elevi care cu siguranță s-ar regăsi la profesională, nu prea au capacitatea de liceu. Deci trebuie să ne gândim și la multe, cu cine lucrăm. Exact, sunt la multe licee tehnologice astfel de copii și cred că am putea găsi copii și pe la colegiile naționale care nu s-ar descurca extraordinar de bine. Dar să revenim. Am avut o situație fericită. Anul trecut am avut o clasă de mate info care a terminat. Și vreau să vă spun că am avut un elev care a luat 10, nota 10 la matematică. La un moment dat, colegii din centru m-au sunat și m-au felicitat. Băi, ai unul de la liceul 5, că așa ne știe toată lumea, care are 10 la matematică. Zic, vă spun și numele, fără să... Mosor îl cheamă, copilul a fost un copil de nota 10, el intrase inițial la liceul Tudor Vladimirescu, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu în clasa 9 și la un moment dat a avut probleme de integrare. Aici s-a integrat foarte bine și a reușit într-adevăr să obțină niște rezultate deosebite. A fost curtat de Universitatea din Timișoara să se ducă, dar situația materială precară, mă rog, nu i-a permis copilului. Ce vreau să vă mai spun, că din cei 24 de la Mate Info care au fost anul trecut, care au intrat în examenul de bacalaureat, doar 2 copii au picat. Deci 22 au luat bacul și cu note foarte bune. Adică mediile lor au fost peste 7,50, 8,50. Deci un rezultat meritoriu. Un rezultat meritoriu pentru cadrele didactice de aici, dar și pentru copii. Ar trebui să le mai spunem ceva telespectatorilor, pentru că sunteți un liceu cu clasă de seral. Procentul este diminuat la nivel de liceu pentru că cei de la seral, știm și noi cum se învață la seral față de cei de la zi. Exact. Deci, practic, cred că ar trebui făcut un clasament pe clasele de la zi și unul pe clasele de la seral. Am avea diferențe foarte mari. Și automat, cum a spus, deci 90% la clasa de Mate Info, nu e același lucru, cum să spunem, restul de 10 care l-a luat la alte. Deci asta este foarte important, pentru că se face media și cu clasele de învățământ seral. Spuneam că după BAC, deci raportat la BAC, automat vine și admiterea. Și aici copiii, părinții, disting anumite lucruri. Și acum unul dintre criteriile importante este, mă, dacă tot, mai ales că aveți foarte mulți elevi din rural. Deci trebuie să-l plătesc să facă naveta, sau deși există acea bani de liceu banii și toate celelalte, și chiar și naveta decontată. Se decontează, da. Aveți și varianta căminului, deci există, aveți și o bază materială care vă permite să acceptați copiii din județ. Dar spuneam eu, părinții, și gândesc și la chestia, mă, dacă tot pleacă 4 ani de acasă, măcar să ia bacalaureatul. Da, este un criteriu pe care îl au părinții în vedere atunci când fac opțiunea pentru liceu. Dar revenind la baza materială și la cantină și cămin, aș vrea să vă spun că, înțelegând situația economică în care se află țara și județul, și dat fiind faptul că majoritatea copiilor de la noi sunt navetiști,
Noi am încercat să le oferim și câteva facilități. Este vorba de 5 locuri pe care le oferă școala gratuit copiilor care nu au resurse, care vor să stea la cămin ca să nu facă naveta și care nu au resursele materiale necesare. Am mai făcut, am mai acceptat și acolo unde sunt doi frați, unul să plătească, să-și plătească cele necesare la cămin și carantină, cartelă, masă, dar și cazare, iar celălalt să stea gratuit, pentru că este greu de crezut că o familie care, în care un părinte e șomer și unul lucrează, poate să țină doi copii la școală. Și atunci am încercat să compensăm noi cumva școala, să-i ajute. Este important. Noi înțelegem foarte bine că îi vedem cum vin la școală copiii. Sunt majoritatea navetiști, avem înțelegere pentru cei care fac naveta, pentru că la prima oră nu se pune absențe de, nu se pun absențele decât după 8.20, 8.25, adică suntem înțelegători sau iarna, da, programul poți să este mașina, mai cu ajutorul greu, inspectoratului, da, școlar, știți că iarna programul se diminuează puțin tocmai ca să prindă copiii naveta și să nu îi prindă noaptea pe drum. Da, e foarte important acest lucru, că elevii găsesc înțelegere la acest liceu. Iată, pe parte materială, destul de greu să faci efortul de genul acesta, dar iată că reușiți să le dați câteva gratuități foarte importante. Pe de altă parte, ce alte, să spunem așa, ce alte avantaje, de exemplu, dacă, să zicem că acum ne aflăm în fața unor părinți, ați și făcut, da, acest lucru, că mergeți prin școli. Mergem și prin dumneavoastră școli, sigur, și da, colegii, ce le spuneți părinților ca să-i convingeți ca să-și lase copiii aici? Care ar fi avantajele mari pe care le oferiți? Pe lângă cămin, cantină și, iată, bază materială și, bineînțeles, cadre bine pregătite. Pot să le spun următorul lucru, și anume că atunci când pleacă de acasă și ajung la școală, știu că trebuie să știe că ajung la școală, sunt în siguranță, că aici există un climat care le oferă siguranță, un mediu în care sunt protejați, că noi avem grijă, la fel cum au și dumnealor grijă de copii, că psihologul nostru se implică extraordinar de mult în rezolvarea, psihologul școlii, se implică extraordinar de mult în rezolvarea problemelor școlii și că întotdeauna ușa directorului este deschisă pentru toți copiii, toți părinții. Ei știu că toate problemele se rezolvă dacă stăm de vorbă. Și când eu cunosc problema, este foarte ușor să o rezolvăm. Împreună cu Consiliul de Administrație, atunci când sunt lucrurile mai deosebite, le analizăm și întotdeauna încercăm astfel încât să nu lovim în copii, pentru că la o anumită vârstă, la vârsta asta, ei nu sunt atât de maturi să gândească și pot greși, uneori pot greși. Dar încercăm să îi facem să realizeze, să-și recunoască greșelile și să realizeze că este bine să nu mai greșească și să le îndreptăm până la urmă pașii spre lucrurile bune, să le arătăm care sunt valorile morale pe care trebuie să mizeze în viață, că munca, educația și bunul simț sunt cele mai importante lucruri în viață. Vorbeați de asigurarea securității elevilor. Cum se face acest lucru? Știm că e o problemă atât la nivel de județ cât și la nivel de țară cu siguranța copiilor în incinta școlii pe timpul programului școlar, adică cu persoane care intră și toate celelalte. Este într-adevăr o problemă pe care noi am încercat să o rezolvăm prin încheierea unui contract cu o firmă de pază. Paza este asigurată de o firmă de pază, nu intră nimeni în școală. Ați văzut, vă întreabă unde mergeți, ce faceți și când ați venit dumneavoastră în școală. Deja paznicii noștri cunosc elevii, știu care sunt străini, care, fără să-i și legitimeze, când au dubii, îi întreabă de carnetul de elev, aceasta este legitimația cu ajutorul căreia intră în școală și, dacă nu, ne cheamă pe noi, îl cunoașteți pe, spune unei diriginte, adică am încercat să eliminăm acest aspect și anume să intre în școală copiii care n-au legătură cu școala sau oamenii care... Unde sunt indivizii, de care obicei n-au, cei care generează problemele dintr-o instituție, exact, de învățământ. Deci paza este asigurată. Noi vrem să facem demersul să avem toată săptămâna, că avem numai vineri, până vineri, de luni până vineri asigurată paza. Am analizat în Consiliul de Administrație și ne propunem să asigurăm paza inclusiv sâmbătă și duminica. Este vorba de copiii din cămin. Sâmbătă, duminica ei vin în jur de 2, 4, 6, așa, vin după amiaza și vrem să fie și ei într-o siguranță asemănătoare cu ce au de luni până vineri.
Am înțeles. Aveți, vorbim de un liceu cu o activitate foarte importantă, dinamică, pe diverse domenii. Aș vrea ca, profitând de acest interviu, să trecem în revistă puțin dintre activitățile dumneavoastră. Ne rezumăm doar la anul acesta școlar, 2013-2014, pentru că aveți și manifestări de tradiție care se duc pe ani de zile. Aveți proiecte educaționale care le mediatizați, se fac aici, e clar că se fac aici la nivel de liceu. Și în același timp atrag foarte mulți elevi. Amintiți-ne câteva din aceste activități. Una dintre activitățile care deja devine tradiție în școală, am implementat-o anul trecut ca să fiu explicită, este legată de faptul că noi din luna februarie începem o serie de activități pe catedră, pe diferite catedre, matematică, mă rog, științe. Așa, începem aceste activități cu invitații din școlile generale. Invităm elevii de clasa 8-a din școlile generale, astfel încât aceștia să vadă și alte aspecte care se realizează în școală, fie că sunt experimente la chimie, fie că sunt concursuri, fie că sunt spectacole despre tradiții și obiceiuri, tradițiile și obiceiurile de la noi, copiilor le place acest lucru și dacă anul trecut am văzut că a prins foarte bine, am păstrat acest proiect. De asemenea, anul acesta am avut rezultate deosebite la olimpiadele școlare. Este vorba de olimpiada tehnică, unde ne putem duce cu elevii noștri, pentru că la celelalte avem așa oarece, știți foarte bine, colegiile naționale sunt cele care își taie partea leului, dar își iau partea leului. Dar la tehnice, este olimpiada tehnică. La noi barometru este această olimpiadă tehnică, unde am avut loc întâi pe județ la mecanică, la clasa 12-a, locul întâi pe județ la clasa 11-a pe domeniul mecanică. Domeniul pe care noi suntem pliați și pe care lucrăm, aceste domenii au fost ale noastre anul acesta. La electrotehnică, vreau să vă spun că am obținut, la electric am obținut locul 2 și la electrotehnică locul 3, pe județ. Ceea ce înseamnă că se învață, copiii noștri lucrează, sunt implicați în toate activitățile acestea și educative și de instruire practică din școală. De asemenea, anul acesta cadrele didactice și elevii au fost implicați în proiectele inițiate la nivelul inspectoratului școlar. Știți că suntem, de fapt, noi suntem unul dintre liceele care sunt arondate unui asemenea proiect, care sunt implicate într-un asemenea proiect și ca atare o serie de chestionare, o serie de aplicații ale acestor chestionare s-au realizat și în cadrul școlii. Da, și ce e mai important, vă completez eu de data aceasta, elevii care sunt acum în clasa 11 la dumneavoastră, cu siguranță în anul următor vor fi angrenați în pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Într-o pregătire specială și gratuită. Specială și gratuită, pe care, la fel, grație inspectoratului școlar și inspectorului general, care a făcut demersurile necesare, grație, spuneam, domnului inspector general, avem acest proiect și îi va ajuta pe elevii care sunt în clasa 11-a în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat și obținerea unor rezultate, zic eu, mai bune. Cu siguranță, eu am încredere că rezultatele vor fi mai bune. Am încredere în acest proiect pentru că îi cunosc pe profesorii care sunt implicați în acest proiect și care știu că sunt profesori devotați, care lucrează și care au avut întotdeauna rezultate bune. Pentru că vorbeam de proiecte, de activități extrașcolare, mi-a rămas, să spunem așa, pe retină, aveți la nivelul școlii un consiliu al elevilor foarte bine organizat, extrem de dinamic. Sigur că da. Există, într-adevăr, un consiliu al elevilor foarte bine organizat. Eleva noastră, Băcioi Laura, face parte din Consiliul General al elevilor. A participat la toate activitățile pe care le-a organizat acest consiliu și nu numai, la activitățile organizate de primăria municipiului Târgu Jiu, la alte cursuri de formare au participat elevii din școală, cursuri care s-au realizat la Constanța, Sinaia și așa mai departe.
ceea ce demonstrează o deschidere a noastră, da, spre nevoile elevilor, adică noi înțelegem să educăm pe copiii noștri și pentru exercițiul acesta democratic al participării la viața publică, cum ar veni. Și am uitat un lucru foarte important, nu l-am uitat, l-am omis. Este vorba de faptul că anul acesta am organizat concursul de creație pe domeniul tehnic, unde elevii noștri au obținut rezultate deosebite cu sprijinul primăriei orașului Târgu Jiu, sponsorizare din partea primăriei și a Consiliului Local. Am reușit să organizăm acest concurs și copiii au fost premiați, ai noștri au obținut locul 2 și locul 3. Este vorba de realizarea unor machete, unor proiecte făcute numai și numai de copii, pentru că ei, așa cum am spus, sunt implicați și le place. Le place să se implice în astfel de lucruri. Da, e foarte important acest lucru, e foarte important ca un liceu în ziua de astăzi să nu fie doar acela care oferă o meserie, indiferent cât de bine și-o pot însuși elevii, ci să facă din ei și un viitor să fie viitor cetățeni și chiar și cu o cultură generală acceptabilă. Și cred că asta se reușește la dumneavoastră la liceu și spuneam și prin prisma a ce se vede în exterior cu participări la diverse competiții, diverse concursuri județene și naționale. Nu mai vorbim de diverse proiecte educaționale în care aveți parteneri și din alte județe. Vreau să vă spun că nu suntem liceu sportiv, dar elevul care a câștigat crossul și care a participat pe țară la cross este de la liceul numărul 5, de la Colegiul Tehnic Enecoandă. De asemenea, am elevi în clasa 11-a și a 9-a care sunt juniori la Pandurii Târgu Jiu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi îi putem sprijini pe acești copii să-și dezvolte abilitățile și aptitudinile. Adică suntem înțelegători. Noi avem o legătură foarte bună cu antrenorii copiilor, știm exact când aceștia sunt plecați și încercăm ca acești copii să îmbine și învățătura și celelalte calități pe care le au, astfel încât să se formeze, să se dezvolte personal. Am vorbit mai devreme de oferta școlară, o să mai revenim asupra ei, că am vorbit de liceu zi, însă oferta școlară de la Colegiul Tehnic Enecoandă este mult mai vastă și se adresează atât celor care au terminat o formă de învățământ, e vorba de serealiști, dar chiar și din câte știu aveți și clase de pozliceală. De pozliceală, sigur că da. Deci la clasele de serală anul acesta am cerut una de a noua, mai sunt încă oameni care n-au decât o clasă și care caută. Și da. Este bine să aibă liceu, adică până la urmă societatea merge, avansează. În niciun caz nu ne uităm înapoi. De asemenea, avem clase la 12-a seral, cei care au făcut profesionala și mai de mult și acum vor să-și termine liceu. Câte o clasă avem? De asemenea, pentru cei care nu promovează examenul de bacalaureat și vor să fie înscriși într-o instituție de învățământ, avem școala post-liceală. Și avem două clase de tehnician transporturi interne și internaționale, deci noi mergem pe tradiție, dacă tot avem mecanici auto, și încă două clase de birotică și echipamente periferice pentru cei care vin de la Mate Info sau operator tehnică de calcul sau oricine dorește să-și facă astfel de studii. Mai avem și clase de maestru mecanic, să știți că sunt căutate aceste clase de maestri. Nu ne dorim mai multe, o să le facem pe astea. Toate sunt fără taxă la momentul acesta. Foarte important pentru oameni să știe. Înscrierile încep de cum se termină școala, deci la 1 iulie deja pot să vină la secretariatul școlii și să solicite cerere de înscriere. Avem cerere de înscriere, există comisie de înscriere atât pentru liceu, cât și pentru liceu, începe mai târziu un pic după 10 iulie, dar ceilalți
Comisia pentru Public. Da, au o șansă să se poată înscrie de pe acum și în ziua de astăzi e nevoie și de învățământul serial, încă e nevoie. Și aici aș vrea să vă întreb, sunt unități liceale din județ, din Târgu Jiu, care au renunțat la învățământul serial din diverse motive, lipsă de frecvență, faptul că nu se caută, să zicem, anumite clase. Cum reușiți să mențineți învățământul serial? Păi, acum trebuie să fim foarte sinceri, că am zis că noi suntem sinceri. Fiecare dintre profesorii școlii îi aduce la școală pe cunoscuții, care trebuie să-și vină la școală, ca atare vin. Noi știm pe cine am adus. Fiecare aduce pe cineva la școală, la serial, știe că n-are studii, cunoștințe. Și atunci e normal că eu să am, având numerele de telefon și toate datele de contact ale celor care se înscriu la serial, să-i aduc la școală. Nu vin toți. Nu pot să mint, v-am spus. Dar dintr-o clasă de 25, 10, 11, vin la școală, sunt oameni care lucrează și trebuie să avem înțelegere. Da, atâta vreme cât, schimburi. Exact, poate, lucrează în schimburi. Atâta vreme cât avem înțelegere pentru cei care sunt la facultate și nu sunt obligați să meargă la școală, frecvența nu este obligatorie, putem, zic eu, să avem înțelegere și pentru cei care sunt la serial și care fac liceul pentru că le trebuie, așa vin, încă le mai trebuie. Noi n-am renunțat tocmai în ideea asta, că încă le mai trebuie oamenilor liceu și sunt unii destui care n-au făcut liceu și ca atare au nevoie de o nișă. Trebuie să găsească spațiu unde să facă acest lucru. Și dacă aveați și tradiția, aveați și personalul și baza, era normal. Corect. Nici n-am exagerat cu numărul de clase. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l știm. Adică noi nu cerem 5-6 clase de serial sau 3-4 clase de serial. Este greu, controlul e mai greu la un număr foarte mare și pe de o parte și pe de altă parte la examenul de bacalaureat sunt cei care te trag înapoi la promovabilitate. Procentul este mai mic și este un motiv. Unii nu se prezintă, se prezintă la două probe, pleacă în afară, nu mai vin. Și atunci noi îi avem prinși, procentul e mic. Vorbeam de cele două palete, liceu serial, școala post-liceală și, bineînțeles, am vorbit mai devreme și de școala profesională. Școala profesională, acum avem, ne întoarcem la liceu zi, de fapt, cea partea care arde în sensul că este cea mai importantă la acest moment. Și aici intrați într-o competiție acerbă și cu alte licee. Haideți să mai punctăm o dată profilele pe care le aveți, oferta pe sigur. Care o aveți în acest an și poate reușim să le spunem copilor că chiar dacă am văzut mate, toată lumea știe ce înseamnă matematică, informatică, ce înseamnă clasele de mediu sau toate celelalte, însă poate le spuneți și mai multe pe fiecare domeniu în parte ca avantaje pentru ei. Da, odată avem clasa de matematică, informatică și un lucru important de știut este faptul că suntem școală care poate să ofere permise ECDL și CISCO pentru cei care termină mate-informatică. Este un lucru important și care are strânsă legătură cu acest domeniu mate-info. Mă văd obligat să vă întreb și care a fost ultima medie de intrare, având în vedere că broșura Inspectoratului Școlar de anul acesta nu mai cuprinde mediile de intrare. Cred că o misiune destul de... Mediile sunt destul de... medii sunt. De nivel mediu, la mate info. Da, deci ultima în jur de 6 și 30 a fost... Deci ei pot să liniștească, să văd, dacă am medie peste 6-50, e bine să... E bine să pun opțiune pentru mate info, liceul numărul 5 sau colegiul tehnic Henri Coandă. Deci prin. Da. Dacă vorbim de clasa de operator tehnică de calcul, poate să fie și 5. Sunt și mai mici de 5, pentru că s-a admis, știți foarte bine. Da, asta este regulamentul. Deci noi am avut elevi și cu medii foarte mici, care chiar n-au reușit să ia 5-ul la testele naționale, nici la matematică, nici la română. I-a mai ajutat cumva media din cei 4 ani de studii. Nu este o problemă. Deci dacă își doresc liceul numărul 5... Găsim o posibilitate și îi primim pe toți, dacă își doresc. Nu media este o mare problemă pentru părinți, dar și pentru copii, spun acest lucru. Pentru că este important să știe ce vrea.
să-și dorească un lucru, să-și dorească o meserie, să-și dorească pentru copii un spațiu de stabilitate, de liniște. N-am avut evenimente de 2 ani de zile, n-am mai avut, Doamne, și, dorim și mă să rog nu, da, să nu mai fie viitor, și nu, da. Nu doresc asta niciunui coleg de-al meu, să nu avem evenimente din acestea neplăcute cu bătăi sau alte lucruri de genul acesta. Încercăm să le ținem sub control și micile probleme, că na, sunt copii și sunt și cu personalitate, dar sunt lucruri pe care le putem ține sub control. Le oferim de asemenea o masă extraordinară la cantină. Cantina noastră este una dintre cantinele recunoscute. Anul acesta am avut echipele de basket național, a fost naționala de basket în județul Gorj. Și am avut cazate echipe din Maramureș, din Satul Mare și din Mureș. Au venit, fără să fiu modestă, inclusiv domnul inspector de educație fizică și sport, m-a felicitat, au venit și m-au felicitat pentru modul în care li s-a servit masa la cantină, pentru modul în care li s-a oferit un meniu la bună înțelegere cu antrenorii respectivi. A fost felicitată pentru lucrul ăsta. Noi încercăm să fie bine, adică dacă tot plătesc și copiii o cartelă, să aibă și o masă bună. Poate mai bună uneori decât cea de acasă. Da, este și acesta un lucru foarte important. Am vorbit de Mateinfo, da. Al doilea, protecția mediului. Avem foarte mulți copii care vin acum, sunt studenți, și care vin să promoveze Constantin Brâncuș. Foștii noștri elevi care sunt astăzi la protecția mediului. Chiar avem un elev, fost elev al școlii, care a ajuns asistent la protecția mediului. Acum, în fiecare dintre... Eu știu că este un domeniu pe care îl are la mai multe, licee, da. Dar este și căutat. În fiecare dintre primăriile acestui județ există nevoia unui astfel de om care să se ocupe cu mediul, da? Cu protecția mediului. Prin urmare, încă nu este saturată piața. Mai nu sunt și firmele este. Particulare mai care au nevoie particulare. De pentru că, oameni de genul acesta. Protecția mediului este una din marile probleme ale lumii moderne în care ne aflăm. Drogurile, protecția mediului, mediul și drogurile. Acestea sunt marile probleme. Și terorismul, dacă stăm să ne gândim. Da, dar pentru noi românii celelalte dar două astea, sunt cele sunt mai foarte importante. Din iată, fericire, terorismul mediului. Nu e nu este la da. Noi. Eu v-am spus care sunt problemele, da. Bineînțeles. Da. Am lăsat-o la urmă, cu toate că e prima, dar protecția mediului este una din problemele globale și atunci suntem pliați pe ceea ce trebuie. Chiar dacă unele statistici mai arată scădere, mi se pare că sunt niște statistici, unele nu sunt chiar reale. Cum mi se pare la fel de ireal și faptul că nu se cere mecanică. Domeniul mecanic este vast. Sudori, strungari, se cer. Este greu să spui că nu se cer. Dar nu domeniul mecanic. E adevărat, nu mecanic. Dar sunt sudori și strungari care sunt pe același domeniu. Da, specializarea este diferită. Și acum trebuie să ne gândim că totuși fără mecanică, chiar dacă suntem în epoca electronică, fără mecanică nu se poate face nimic. Da. Avem deci și o clasă de mecanici auto pentru clasa nouă, de asemenea operator tehnică de calcul. Și calculatoarele, știți foarte bine, era calculatoarelor. Toți copiii se pricep și toți doresc. Dar cei care se pricep trebuie să se priceapă științific, adică trebuie să și aibă noțiuni științifice despre ceea ce fac la calculatoarele respective. Deci 4 clase, Mate Info, operator tehnică de calcul, protecția mediului și mecanici auto sunt cele de liceu. În afară de aceasta, cea de profesională, tinichigii vopsitori auto și sudori, pe care deja am realizat-o și pe care sper să o mulțesc, adică să devină 2. Avem de asemenea seralul la clasa 9 și a 12-a, post-liceală, tehnician, echipamente de birotică, da? 2 clase și transporturi interne și internaționale, 2 clase. De asemenea, școala de maestri, 2 clase. Aceasta este oferta da, per total. O ofertă destul de vastă, generoasă pentru toți cei da. Care pentru cei și care pentru toate gusturile, ca să mă exprim da. Așa. Și mai e un lucru foarte important pentru ultimele minute acestui interviu și aș vrea să discutăm de el, și anume faptul că e nevoie, deci e un liceu care se adresează în special industriei, o industrie care o duce așa cum o duce la nivelul Gorjului și la nivelul țării,
dar cu siguranță în anii ce vor urma va fi nevoie de toate aceste meserii, pentru că o țară care nu are industrie practic este condamnată la pieiri. Și într-un fel sau altul va trebui să redemareze anumite sectoare economice și industriale, și cu siguranță fără sudori, chiar fără vopsitorii auto, fără mecanici în general, nu se va putea. Sunt de aceeași părere. Până la urmă am zis că sunt optimistă. Ca atare mă gândesc că și la nivelul județului or să reînvie acele întreprinderi care nu au murit definitiv, dar sunt în trans, așa, sunt aproape de moarte. Ne spunea domnul ministru Costoiu că școlile profesionale trebuie susținute de întreprinderi. Foarte, foarte adevărat, așa a fost dintotdeauna. Ne întoarcem la tradiția românească. Așa a fost. Nu este un lucru anormal. Numai că industria de atunci era una, industria de acum este alta. Noi am găsit servisuri auto cu care am încheiat contracte, convenții de practică, am găsit și pentru sudorii întreprinderi cu care am încheiat convenții de practică, dar o întreprindere care să ne sprijine și financiar, adică să ne ajute din toate punctele de vedere, este mai greu. Asta ar trebui într-adevăr, dar acesta este un lucru pe care ar trebui să-l aibă în vedere legiuitorul. Guvernanții, ca să știe că dezvoltarea întreprinderilor are impact și asupra învățământului, sau invers. Menținerea învățământului la standardele la care a fost, măcar, înseamnă oameni de bună calitate în toate domeniile. Pentru că în momentul când va fi nevoie de ei. Și cred că acel moment se apropie, deci da. La nivelul la care se gândește acum, atât la nivelul Ministerului Educației, cât și în alte sectoare ale Guvernului, cu siguranță redemararea industrială este foarte apropiat. Chiar la nivelul Uniunii Europene este o discuție mare pe acest domeniu. Suntem la finalul emisiunii, însă, având în vedere că n-ați putut să ajungeți în toate liceele, în toate școlile din Gorj și nu v-ați întâlnit cu foarte mulți elevi, da. Decât mai mult cu cei care au fost aici și cu siguranță unde ați mai reușit să ajungeți, un mesaj scurt de data aceasta pentru absolvenții clasei 8-a. Ce le-ați transmite dacă ar fi să fiți în fața lor la acest moment? Le-aș spune să aibă grijă întotdeauna ce aleg, că este important în viață să faci ceea ce îți place, că oferta liceului numărul 5, Colegiul Tehnic Henric Coandă, este una care îi poate satisface pe oricare dintre ei, chiar și pe cei care doresc mate-info, chiar și pentru cei care doresc să ajungă la medicină. Avem foarte mulți elevi care sunt la medicină după ce au terminat protecția mediului. Le-aș spune că aici găsesc profesori care îi pot pregăti pentru orice doresc ei să facă în viață, pentru orice meserie. Inclusiv, așa cum am spus, profesori de istorie, chiar dacă au terminat la liceul numărul 5, au făcut facultatea de istorie. Găsesc la școală un psiholog extraordinar care îi consiliază și pe ei și pe părinții lor. Găsesc la școală diriginți deosebiți, găsesc un climat de siguranță și, ca atare, porțile școlii noastre sunt deschise pentru cei care doresc să aibă o meserie și să devină oameni. Nu ne rămâne decât să vă urăm succes în ce v-ați propus, cu siguranță copiilor să facă o alegere bună în această vară. Mulțumim pentru prezența la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la școală. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!